Sighetul de azi, emisiunea care dezbate tot ce contează. În primul rând, pentru că liderii PSD nu contează la centru. Și în al doilea rând, nu-și dau interes. Eu cred că interesul a fost punctual de a cumpăra primari. Interesul a fost de a promite voturi la centru. Și acum, când nu și-au făcut treaba, centru îi dă deoparte. Discutăm de o comunicare poate mai greșită sau nu chiar foarte fericită. A fost situațiile cu străinătatea, a fost poate greșeli de strategie. Le las, le analizez, le se vor analiza în interiorul Partidului Social Democrat. Vom vedea ce se poate îndrepta, vor fi alegeri, vor fi noi organisme de conducere prin membrii săi și am gătat. Sunteți un candidat, să spunem, pur sânge român cu Escu, cum ne-am obișnuit până acum. Cum comentați? Acum, eu vă asigur că sunt un cetățean român pur sânge, dacă ați folosit această noțiune. Sigur, sunt etnic german, nu este niciun secret, dar sunt cetățean român și am numai cetățenia română. Nu mi-am dorit și nu voi avea altă cetățenie și cred că ceea ce vrem noi nu este să sortăm oamenii după etnie, ci vrem să avem un român și în acest sens clar că sunt român care conduce România înspre bine. Sighetul de azi, emisiunea care dezbate tot ce contează cu Gheorghe Paul Stanislou. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sighetul de azi. Meci decisiv pentru CSM Sighet, vineri cu FC Zalău. Despre acest subiect vorbim în această seară cu doi dintre invitații mei. Cu siguranță ați intuit deja, sunt doi dintre jucătorii care, cel puțin ei speră să fie în teren vineri la acest meci decisiv cu FC Zalău. Îi spunem bună seara lui Liviu Chețan, mijlocaș. Bună seara și bine v-am găsit. Și lui Ionuț Florea, la fel, bună mijlocaș. Bună seara, bine v-am găsit. Așa cum spuneam și în preambulul emisiunii, un meci decisiv cu FC Zalău, un meci în care se joacă încă 4 puncte, nu? Da. Și dacă veți câștiga, practic veți ajunge undeva pe locul 2 în clasament. E și stresul un pic mare. A jucat cu St. Martin? Da, am jucat, am obținut victoria în ultimele minute. 2-1. Cine a dat gol? Dragoș Petre și Răzvan Grăb. Hai să vorbim puțin și despre meciul ăsta cu St. Martin, a jucat în deplasare. Un meci care am înțeles că s-a decis până la urmă în prelungiri, nu? Da, un meci cu o echipă crâncenoasă, care au avut șansa lor, ne-au pus probleme, însă tăria noastră de caracter s-a văzut până la final și am obținut cele 3 puncte. Au fost în regulă. Da, până la final, însemnând că ați marcat în prelungiri golul victoriei, nu? Da, greu am marcat golul în minutele de prelungiri. Ionuț Florea, înțeleg că ai jucat și tu cu St. Martin, nu? Nu, am avut ceva probleme și au fost probleme și nu am evoluat la acest meci. Însă am fost acolo, am văzut meciul și suntem o echipă puternică, o echipă care avem putere și chiar dacă am înscris în minutele de prelungiri, tot, pe tot parcursul meciului am dominat meciul. Trebuia cel puțin 5-6 goluri. Asta a fost și, să spun așa, părerea suporterilor care au văzut meciul, suporterilor din Sighetul Marmației. Practic, CSM-ul a fost peste echipa St. Martin, dar cu toate astea au existat extrem de multe ratări. Practic, scorul ar fi putut fi mult mai mare, mult mai repede, dar ratările au fost lanț. Da, noi ne-am făcut ocazie de a marca, însă probabil lipsa de concentrare la momentul acela a făcut să înscriem așa de târziu și asta s-a văzut. Doar. Lipsa de concentrare, spui? Da. Când spui lipsa de concentrare, la ce te referi mai exact? Adică lipsa asta de concentrare poate să vă coste într-un meci decisiv. Ce faceți ca să nu mai existe în momentul în care conștientizați și voi că există o lipsă de concentrare și ea s-a întâmplat deja la meciul cu St. Martin? Nu știu, probabil să fim mult mai conectați la meci, să fim mult mai prezenți și cu siguranță ăsta e, nu știu, pasul de a marca gol. Sau... Da, voi de unde sunteți mai exact? Eu sunt din București. Iar eu din Târnăveni, județul Mureș. Din Târnăveni. Da, mai aveți ai un coleg, da, de tot din Târgu Mureș, dacă nu mă înșel, Andrei Pușcaș. Da, Andrei Pușcaș, Greu Răzvan, care v-am spus, și Murar.
suntem toți din zona aia. Da, la București cum se joacă fotbal acolo, Ionuț? La București fotbalul e doar la Liga 1 acolo. Am avut parte să evoluez pentru Rapid București și e un fotbal cu totul altceva. Nu zic că nici aici nu se joacă fotbal, este chiar... Am rămas plăcut surprins de ce s-am găsit aici. Am găsit o echipă foarte bună, foarte serioasă, suntem ca o familie. Mă bucur foarte mult că am întâlnit așa ceva aici. Tu ai jucat în care ligă? Am jucat și pentru Liga 1 și pentru Liga 2. Am jucat și pentru Liga 3, pentru Rapid 2. Însă, în viață, ori ești aici, ori ești mai... Cum ai reușit să te integrezi din București în Sighetul Marmației? Am integrat foarte bine. E un colectiv foarte bun, niște băieți extraordinari, la fel și stafful. Pur și simplu, dacă te ia după stradă și te aduce în vestiar, în două zile, trei, te-ai integrat. Sunt niște băieți minunați. Nu ai ce să reproșezi nimănui, de la femeia de serviciu până la domn primar. Dacă te gândești așa, din momentul în care ai călcat în municipiul Sighetul Marmației, ți-a rămas ceva în minte la ce te raportezi, să spun așa? Acum nu te întreb ca și cum sunt întrebați cântăreții aia care vin din alte țări în România și spun, vai ce femei frumoase aveți. Adică nu-mi da răspunsul ăsta standard. Nu. Că ei nici nu le-au văzut, n-au apucat, au coborât din avion și încă nici nu le-au văzut. Dar ei spun, vai ce femei frumoase aveți. Trecem peste aspectul ăsta. Ce te-a impresionat pe tine sau ce ți-a rămas în minte despre Sighetul Marmației, acum că ai deja și o să-mi rămână un timp pentru aici. Tot restul vieții, numărul de spectatori la meci. Am suporterii, fost, practic. Da, deci foarte mulți, mi-au plăcut extraordinar de mult. Nu, am rămas surprins, am jucat la Farul Constanța, însă nu erau toți oameni la meci, nu neapărat suporteri, atât la meci cât am întâlnit aici. Deci, în afară de tradiții care le cunoșteam, știam despre ele, mi-a plăcut foarte mult că la primul meci de acasă, când am ieșit și am văzut câtă lume poate să fie, am rămas uimit. Da, există un interes deosebit. Practic, CSM Sighet a fost cândva foarte departe, ca să spun așa. Ceea ce se dorește și acum, încet, încet, treptat, în ultimii ani se muncește, se construiește din nou o poziție de lider pentru CSM Sighet. Ai venit, Liviu, din Târnăveni, din Târgu Mureș, practic din Ardeal. Pentru tine a fost o climatizare, să spun așa, mai ușoară. Dar ce ți-a rămas ție în minte despre Sighetul Marmației? Ce te animă pe tine în momentul în care joci? Lăsând la o parte salariul și toate lucrurile acestea. Cum spunea și colegul meu, Ionuț, spectatorii au ceva aparte. La fel... tradițiile care le întâlnește aici, de la mănăstiri, la biserici, la oamenii de pe stradă. E o zonă plăcută a țării. Chiar dacă lumea spune că aici se bate harta în cui, nu e așa. Astea sunt niște stereotipuri create greșit. E o zonă ok. Da, o să facem o scurtă pauză de publicitate, dar nu înainte însă de a vedea și promo-ul pe care noi îl difuzăm gratuit, în care invităm toți suporterii să meargă la acest meci și vineri. De la ce oră e? 17? 17. 17. Un promo în care apar și alți jucători și care, sigur, cu toții vă îndeamnă să mergeți la meci și să susțineți CSM Sighet. Un meci decisiv, spuneam. Vedem promo-ul, o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem cu cei doi invitați de-ai mei, practic doi dintre jucătorii CSM Sighet, care speră și ei să fie în teren în meciul de vineri. CSM Sighet joacă pentru victorie! CSM Sighet te invită vineri de la ora 17 pe stadionul municipal Solovan, unde va avea loc derbiul etapei. CSM Sighet vs. FC Zalău. CSM Sighet, echipa de fotbal cu care sighetenii de pretutindeni se pot mândri. Sunt Aciuc Alexandru și vă aștept vineri de la ora 17 să ne susțineți la meciul dintre CSM Sighet și FC Zalău. Sunt Eudean Teodor și vă așteptăm vineri la orele 17 să ne urmăriți în jocul de acasă cu FC Zalău. Hai CSM!
În prag de sărbătoare, Den Medica urează tuturor ascultătorilor Radio Siget FM și telespectatorilor TV Siget zile frumoase alături de cei dragi, bucurie și armonie în activitatea de fiecare zi. Cel mai important simț al omului este vederea. Luna femeilor și pragul primăverii vine cu o reducere de 50% la a doua pereche de ochelari, lentile oftalmologice de calitate sau speciale de calculator, cele mai bune și performante pentru toate categoriile de vârstă. Pentru adulți dorim să găsim împreună soluția pentru a avea o calitate de viață fără disconfort ocular, ochi obosiți și dureri de cap. Opticrina. Ne găsești zilnic în Siget, strada Ioan Mihali de Apșa, vis-a-vis de magazinul Liliacul. Programări la telefon 0752-883-586. Și nu uita, Opticrina are grijă de ochii tăi. Casa de petrecere a Moroșenilor vă invită a doua zi de Paști pentru a ne bucura împreună de Jocul Moroșenilor. Luni, 13 aprilie, cu începere de la ora 19, vă așteptăm să petrecem împreună, să ne distrăm alături de cei mai tineri și frumoși artiști talentați. Până dimineață, Vasilica Cetărașu, Viorel Leric, Țucu Ionuț, Florentina Vlad, Ionuț Chiș, Paula Nanie, Ana Maria Tomoiagă, Bogdan Bizău și Victoria Bizău. Vă așteptăm cu bucate alese tradiționale pascale, cu standul tradițional nelipsit de la Casa de Petrecere a Moroșenilor, totul la doar 75 de lei de persoană. De Paști sărbătorim împreună la Casa de Petrecere a Moroșenilor din Oncești. Informații și rezervări la telefon 0766 225 309. Dragi moroșeni, vă așteptăm pe toți cu drag să petrecem împreună a doua zi de Paști la Casa de Petrecere a Moroșenilor, unde ne vom distra cu toții până dimineața. Magazinul chinezesc din Sighetul Marmației dorește angajaților, clienților și colaboratorilor ca lumina sfântă a acestei mari sărbători să vă aducă sănătate, fericire și numai bucurii. Magazinul chinezesc vă transmite tuturor un Paște fericit alături de cei dragi. Pentru cumpărăturile dumneavoastră vă așteptăm în zona CIN vis-a-vis de piață. Husqvarna lansează campania de primăvară prin Ursa Mare SRL. Vino să te convingi de promoțiile mult așteptate în acest an sub formă de pachete atractive. Pachet gospodar, pachet fermier, pachet cosaj. Tot la Husqvarna găsești la prețuri promoționale gama de cositor Ferrari, accesorii și piese de schimb pentru produsele comercializate, consultanță și servici profesionist. La cumpărături de minim 1000 de lei beneficiați de un cupon de reducere, aplicat pe lângă prețurile promoționale. Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, bloc B3, lângă TV Sighet, telefon 0362 415318 sau 0754 556642. Primăvara este mai frumoasă când folosești utilaje de la Husqvarna. Showroom Veneția din Sighetul Marmației urează clienților și colaboratorilor un Paște fericit. Praznicul Învierii Domnului să vă aducă tuturor în suflete lumină și multe bucurii alături de cei dragi. Hristos a înviat! Vă așteptăm după aceste minunate sărbători la Showroom Veneția cu cele mai noi modele de gresie și faianță. Promoțiile primăverii ajung prima dată la magazin Onyx, centru de colorare al firmei Polyclor. Îți dorești o împrospătare? Îți oferim la cele mai bune prețuri vopsele de interior și exterior, lacul, coloranți, diluanți, gleduri, ciment, polistiren, colțare și plasă fibră pentru izolații, precum și tencuială decorativă într-o gamă diversificată de nuanțe. Știm că îți place să-ți admiri curtea frumoasă, te ajutăm și în acest domeniu. Vindem folie pentru solar cu protecție UV albă, neagră și folie pentru căpșuni cu lățim de 2, 4, 6, 8 și 12 metri. Găleți ghivece, articole și unelte de grădinărit, scări metalice și butoaie de toate dimensiunile. Dacă te gândești și la curățenie, tot magazinul Onyx este soluția. Avem produse de curățenie pentru orice încăperi sau suprafețe. Magazin Onyx prin Dom Plaserele, Sighetul Marmației, strada Gheorghe Doja, lângă sensul giratoriu.
Restaurantul Roata cu Noroc, în pragul Sfintei Sărbători de Paște, urează tuturor angajaților, clienților și colaboratorilor ca învierea Domnului să reverse asupra voastră sănătate, belșug și bucurii, iar lumina din noaptea sfântă să vă călăuzească pașii pe drumul vieții. Restaurantul Roata cu Noroc vă spune tuturor: Hristos a înviat! Farmacia Verde din Sighetu Marmației vă prezintă gama Regenerol. Regenerol Cosmetic este deosebit de util în acnea juvenilă, petele de sarcină și riduri. Regenerol Gingival, foarte util în gingivite, parodontoză, retrageri gingivale, pus în practică la Denta Bodnar SRL. Telefon 0743950415. Utilizat în clinici de renume din țară și din străinătate. Regenerol Intim regenerează sfera genitală în tratamentul hemoroizilor, indicat și pentru ajutorarea bărbaților. Regenerol Reumatic este un regenerator al ligamentelor, tendoanelor și articulațiilor, dând mobilitate, elasticitate și o întindere a întregului organism. Regenerol Tinerețe, Sănătate și Armonie la superlativ. Marca maramureșeană pentru maramureșenii de pretutindeni. Farmacia Verde, strada Ioan Mihali de Abșa, numărul 17. Produs neatestat medical. Acesta este un produs homeopatic. Citiți cu atenție prospectul și indicațiile de pe ambalaj. Sunt doctorul Bodnar și vă recomand cu toată competența mea cea mai complexă cremă regeneratoare patent maramureșan, care se cheamă Regenerol. Folosind această cremă zi de zi, veți trăi cu adevărat la superlativ. Societatea de Salubrizare Herodot Grup SRL urează tuturor clienților și colaboratorilor Paște fericit și anunță că ziua de 13 aprilie este zi liberă. Colectarea gunoiului menajer de la populație pentru această zi se va face anticipat în data de 11 aprilie. Red Cafe, o cafenea elegantă în Sighetu Marmației. Te așteptăm zilnic pentru a savura la noi o cafea deosebită sau o băutură rafinată și gustoasă. La Red Cafe poți urmări diferite evenimente sportive pe videoproiector, la o bere rece și spumoasă. Localul nostru poate fi rezervat pentru diverse evenimente personale, majorate sau petreceri private. Red Cafe, zona Bic, lângă sensul giratoriu. Banca cooperatistă TISA Sighetu Marmației, împreună cu cele 9 agenții din Maramureșul istoric, adresează cele mai sincere și curate urări de sănătate și fericire tuturor clienților. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos să vă aducă bucurie, liniște sufletească și lumină. Banca cooperatistă TISA, în orice moment alături de clienți. Hristos a înviat! Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Știrile TV Sighet, știrile de lângă casa ta. Lumina Sfântă de la Ierusalim va ajunge în Maramureș și în acest an, în noaptea de înviere. Este pentru a șasea oară când credincioșii din întreg județul care participă la slujba de înviere pot să ia Lumina Sfântă tocmai de la parohiile frecventate de ei. Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor se află în plină campanie de expertizare a tuturor alimentelor care se vând în această perioadă. În județul Maramureș s-au deschis 3 puncte de sacrificare a mieilor. De la 1 aprilie, sistemul de sănătate funcționează după noi reguli. Contractul cadru a suferit modificări care vizează, printre altele, creșterea numărului consultațiilor medicale de specialitate într-un trimestru sau dublarea numărului consultațiilor la domiciliu care pot fi acordate lunar de către medicii de familie. A mai rămas o zi în care ascultătorii postului de radio Sighet FM mai pot intra în cursa pentru un miel de Paști. Concursul Oul Încondeiat se va desfășura până mâine, timp în care sighetenii se pot înscrie în competiție. Detalii aflați în jurnal.
cu fotbaliștii de la CSM Sighet. Vorbim astăzi în cadrul emisiunii Sighetul de azi. Mă întorc la voi, hai să vorbim puțin și despre meciul care vă așteaptă vineri de la ora 17 și repet lucrul acesta pentru ca telespectatorii noștri să știe când să meargă la stadion. Un meci decisiv, spuneam, practic FC Zalău este pe locul 2 la egalitate de puncte cu FC Baia Mare. Se joacă până la urmă, aici se joacă și astăzi, adică vineri se va juca, să spunem, locul întâi sau cel puțin posibilitatea de a promova în Liga a doua. Ați simțit presiunea asta și în antrenamentele pe care le faceți și în ceea ce vă spune antrenorul la antrenamente? Se poate spune că da. E un meci cu presiune, cum ai spus, cu o încărcătură psihică. Întâlnim o echipă bună, omogenă, care e la egalitate de puncte cu Baia Mare. Nu va fi ușor, dar noi ne pregătim pentru meciul ăsta cu sperând să obținem cele 3 puncte puse în joc. Ionuț, cum te simți tu în momentul în care la antrenamente vi se spune trebuie victorie, că e meci decisiv? Presiunea asta, cum reușește ea să se transforme într-o mobilizare pentru meciul de vineri? Da, nu știu dacă să luăm cap pe un meci decisiv. Mai sunt atâtea meciuri, încă noi trebuie să ne facem treaba, trebuie să câștigăm. Lumea vine la stadion să vadă victoria, noi trebuie să le oferim victorie. Însă tot ce contează pentru noi e să fim sănătoși, să jucăm fotbal, să jucăm cât mai bine și cu asta. Aveți antrenamente și tactice? Când mă gândesc la antrenamente tactice, mă refer la cele din afara terenului, adică pe tablă, cu poziții cheie, cu strategii, cu... Da, avem oarecum, dar cel mai bine le faci pe teren, atât timp cât că degeaba îți desenează, îți arată cum să te duci. Pe teren faci cel mai bine tactic, acolo îți este cel mai bine, nu pe tablă. Însă avem un antrenor care lucrează foarte mult tactic și de-aia și dominăm aproape toate echipele și sunt sigur că vom domina și primele două echipe. Eu recunosc, nu mă știu prea bine cu fotbalul. Vă întreabă un telespectator, probabil mai șugubăț, dacă știți să faceți căriță. Asta cum e la fotbal, că nu prea știu exact. E o execuție tactică la finalizare. Lobezi portarul. Mă gândesc că la asta se referă. Da, cu siguranță, despre asta ar fi vorba. Îi promit că dacă vom fi bine și voi avea ocazia, îi promit că la primul penalti voi executa din scăriță. Ați avut și ocazii și multe ratări la meciul trecut. Ați făcut o analiză pentru meciul acesta, cam cum ar trebui să vă repoziționați poate în teren, cum ar trebui să colaborați cu colegii voștri pentru ca meciul să fie unul de succes. Eu consider că am avut la toate meciurile ocazii, deci la toate meciurile am avut între 5 și 10 pe meci, deci la fiecare meci. Însă nu a fost să fie, să marcăm de 10 ori de câte ori am avut ocazie. Dar sper că le-am ținut pentru meciurile decisive, cum se zice că Zalău și Baia Mare sunt meciurile decisive, le-am oprit pentru alea. Bun, asta e și un fel de promisiune, ca să spunem așa. Cum stați cu cartonașele galbene, cu accidentările? Avem un singur suspendat, cumul de cartonașe. E vorba de Paul Păcurar. În rest, echipa e în regulă, pregătită, montată pentru jocul ăsta de vineri. Antrenorul ce v-a transmis așa? Ce ați simțit din vorbele lui, în afară de faptul că, ok, victorie, victorie, dar cât de tare trebuie să trageți voi la meciul ăsta? Ca să fiu așa mai, nu știu, mai direct, până scuipăm sânge. E și asta, să spun, o exprimare interesantă. Un meci în care, dacă bateți cu FC Zalău și poate și cu Baia Mare care vine și FC Baia Mare la Sighetul Marmației, putem spune că locul întâi e într-o formă sau alta aproape sigur. Ce se întâmplă dacă este egal? Nu știu, nu e un capăt de lume dacă facem egal. Cum a spus și eu, nu, mai sunt o grămadă de meciuri până la sfârșitul campionatului, însă acum e momentul să plecăm din block start ca să nu
prind o distanță prea mare față de noi, cele două contracandidate la promovare. Da, există șanse să, de recuperare, să spun așa, dacă meciul va fi în cel mai rău, ca spun eu, egal? Da, cu siguranță, de ce nu? Și ei mai au o grămadă de meciuri și noi la fel, însă totul se decide pe teren. Eu sunt sigur că noi nu o să facem ceva nefavorabil nou la meciul ăsta. Și ca să se legă așa, campionatul pentru noi cam acum începe. Și ei mai au meciuri și noi mai avem meciuri. Cum simțiți jocul în teren în momentul în care adversarul intră mai puternic, sunt mai dese faulturile? De obicei noi suntem în postura, asta. Intrăm cu atitudine de câștigători, de învingători. Așa e și normal să gândești, să te bați tot timpul la victorie. Să te impui din primele minute. Da, asta dă și un pic de agresivitate meciului, să înțeleg? Da, și suntem unde am ajuns acum. Dacă nu intrăm cu atitudine pe teren, nu făceam surpriza plăcută a campionatului. Și consider că așa și trebuie să fie. O atitudine de învingător, de luptător. Da, vă întreabă un spectator, voi de ce v-ați făcut fotbaliști? Întrebare bună. Probabil că în cazul meu, toată lumea din cartier, acasă, juca, bătea mingea între garaje, între blocuri. De acolo am plecat. Da, ți-ai dorit întotdeauna să fii fotbalist sau te-ai gândit și la alte meserii? Evident că m-am gândit să ajung fotbalist. Cum aveam modele pe jucătorii de la Național. E un sport care ai o grămadă de beneficii de pe urma lui. Dacă ar fi să schimbi meseria asta de fotbalist cu alta, care ar crezi că ți s-ar potrivi sau pe care ai alege-o? Probabil tot în cadrul sportului. Nu știu, psiholog sportiv sau orice altceva legat de sport. Ionuț? Sincer să fiu, țin minte și acum eram la școală, nu prea îmi plăcea. Și țin în clasa a 4-a sau a 5-a, a fost o secție asta pe toată școala de fotbal pentru un turneu pe tot Bucureștiul. Și jucând acolo toți antrenorii, toți profesorii au zis de acolo că, mamă, că tu. Și de la turneul ăla am ajuns să joc la o echipă de cartier de acolo, la copii și juniori. După aceea am fost selectat în primii 20 din România la o emisiune care era pe ProTV, Drumul spre Glorie. Am fost în primii 20, am fost plecați în Italia, Olanda, am jucat cu Ajax, cu Inter Milano. Și de acolo a început totul, nu a fost niciodată așa ceva în vis al meu. Însă, pe parcurs, pe drum, a început să-mi placă din ce în ce mult mai mult. Și dacă ar fi să schimb meseria asta? Cred că tot la fel. Atunci cred că aș fi decis. Atunci, da, vreau să mă fac fotbalist. Atunci nu eram. Dar parcă în momentul de față, nu știu, mi-e greu să mă văd altceva. Însă dacă ar fi nevoie să mă ocup de altceva, cum a spus și Liviu, cu siguranță tot în sport voi fi. Da, ce vă atrage pe voi în fotbal, în fenomenul ăsta fotbalistic? Adică în afară de, să spun, influența pe care ai avut-o de când erai mic și jucai fotbal în fața blocului sau în jurul cartierului. Acum, când ajungi să joci la un anumit nivel, te atrage foarte mult spiritul, suporterii, lumea care vezi că se agită pe margine. Asta te atrage cel mai mult. Când ești acolo, parcă nu mai ești. Uiți de tot. Când ești în teren, uiți familie, mamă, tată, probleme. După meci, poate, dar când ești acolo, uiți tot. Nu mai... Doar tot ce contează, contează mingea și spiritul la care îl trăiești. Da, se poate trăi din fotbal, Liviu? Cu siguranță. Cu siguranță. Însă, la un nivel, să spun, mai mare. Mai ridicat, Liga 1, Liga 2. Da, se poate. Și după ce treci de vârsta aceea în care trebuie să-ți alegi altceva, cum vezi lucrurile?
când practic ești la pensie, destul de vreme ca și vârstă, se spune, pentru un fotbalist. Da, se spune că viața de fotbalist e una scurtă, în jurul vârstei de 30-35 de ani, însă până la vârsta aceea acumulezi experiență în domeniu, te poți reprofila în sport sau în orice altceva. Corpul te ajută, mintea te ajută, școala nu e de neglijat, dacă la asta se referă telespectatorii sau... E un lucru bun. Te ajută foarte mult pentru fizic, pentru cum te dezvolți ca persoană, cum te porți în societate. E un fenomen fantastic. Da, se spune că practic mai lași puțin din partea de școală și te accesezi foarte mult pe sport, dar cum reușești să le faci pe amândouă dacă vrei să faci și? Adică să excelezi în ambele zone. La început, școala e prioritate. După aceea, pe parcurs, îți dai seama despre situația ta, unde poți să fii mai bun. Ori la școală, ori în viața de sportiv. Însă, când îți dai seama ce faci, ce e mai bun pentru tine, alegi. Ori sportiv, ori continui cu școala, te faci un avocat, medic. Însă, te-am spus, totul vine de la sine, totul vine, nu știu, eu cred unul că este și sortit. Eu așa îmi consideram mereu, pentru că... Dar vreau să vă întreb, cum îți dai seama că ai talent pentru fotbal? Spun alții, îți place ție foarte mult? Evoluția pe care o ai, de unde pleci până unde ajungi. Adică pleci de la copii și juniori, continui. Am avut foarte mulți colegi. Când m-am dus la copii și juniori, aveam 14 ani, eram 60 de copii. Din toți 60 de copii, la 16 ani, am fost selectat să merg la o echipă de seniori, la Astra Ploiești, și atunci îți dai seama că poți să faci pasul în viață de sportiv. Când ești selectat între toți copiii, și atunci îți dai singur seama, bă, da, poți. Adică antrenorii, conducătorii, care nume mari, fotbalul românesc, îi apreciază, îți dai seama că poți să fii și tu unul ca ei. Cât la sută e, să spunem, talent și cât la sută efort, antrenament, să spun? Eu cred că 90% este muncă și 10% talent, pentru că repetiția e mama învățării. Atunci când repezi de foarte multe ori, inevitabil reușești în ceea ce faci. Deci, da, 90% muncă, restul talent. Da, nu sunt momente și în care simțiți o saturație, așa, nu mai vreau să joc fotbal, să alerg toată ziua, să mă antrenez, să mă gândesc la scheme tactice, să mă stresez că e un meci decisiv și să vrei să faci altceva? Și dacă se întâmplă, cum reușești să treci peste acel moment? Adică, practic, și în sport și ca și fotbalist ai un anumit stres, chiar dacă pare că doar dai cu piciorul în minge. Cum te deconectezi de stresul ăsta? Da, la un moment dat apare monotonia, că faci aceleași lucruri, te antrenezi, nu prea ai timp de viață personală, nu ai timp de cei dragi, ești plecat departe. Însă, cum zicea și Ionuț mai devreme, bucuria că faci ceea ce îți place nu te lasă să cedezi nicio clipă. Ionuț? Când ai eșecuri, atunci începi să te gândești, de ce m-am apucat, stresul e mare, poate cel mai mare stres, nu știu, nici la examene n-am avut așa stres, nu... Însă, după aia, după ce realizezi ce faci și unde ești, atunci din contră spui, nu, n-am cum, trebuie să merg mai departe și să lupt și să fiu cel mai bun. Contează și la ce, în ce ligă joci? Și pe stradă, dacă joci cu prietenii, trebuie să demonstrezi că ești cel mai bun, să alergi, să fii cel mai pregătit. Pentru că dacă lași așa să fii indolent, nu reușești nimic, nu faci nimic, mai multe chinui. Da, voi ce sfat le-ați da tinerilor din ziua de azi
Dacă e să vă gândiți obiectiv, nu neapărat în faptul că voi sunteți fotbaliști și ar trebui să facă și alții fotbaliști, în ce măsură sau la ce trebuie să te gândești atunci când, ca și tânăr, te uiți poate chiar acum la emisiunea asta și spui vreau să fiu și eu fotbalist, dar ce ar trebui să îți dea de gândit înainte să iei hotărârea aceasta? Și la plusuri și la minusuri, cam la asta m-aș referi. Ar trebui să știe că îți asumi niște riscuri, cum spuneam, nu ai viață personală, nu poți să ieși în club ca ceilalți din generația ta sau să renunți la vicii, trebuie să ții un program strict, să fii odihnit tot timpul, să fii proaspăt, să ai o alimentație corectă, adecvată pentru un sportiv, însă beneficiile sunt ai un corp sănătos, un corp de atlet, ai atitudine pe stradă, ai atitudine în mers, beneficii de pe urma sportului pe care îl practici, pe care îl faci cu plăcere, eu zic că astea sunt cheile sportului sau beneficiile lui. Da, și acum ajungem la partea financiară. Da, sunt beneficii. Au fotbaliști, adică reușesc fotbaliștii să facă și bani, că acum avem exemplu David Beckham și era o altă întrebare aici, dacă ați avut idol sau v-ați uitat după un anumit fotbalist în momentul în care v-ați început cariera. Da, îți dai seama, când am început cariera eram foarte impresionat de Adrian Mutu, era idolul meu, chiar dacă a avut o viață nesportivă, însă îmi plăcea foarte, foarte mult, mai ales pe teren. Însă, pe parcurs am avut colegi de echipă care erau cu o vârstă foarte mare față de a mea. Am cunoscut personal Daniel Niculae, Ovidiu Herea, Cristian Săpunaru și cred că de la ei am început să mă inspir să trăiesc cum trăiesc și ei. Adică au devenit model în viața pentru mine. Și eu cred că dacă ai un idol așa și faci cum ce a făcut el, mai te concentrezi și tu asupra ta și sigur ai o viață frumoasă în continuare. Poți să câștigi foarte mulți bani, ei au câștigat foarte mulți bani. Nu neapărat că au câștigat bani, însă sunt niște oameni cunoscuți, niște personalități foarte cunoscute. Liviu? Da, cam aceleași. E și atracția asta pentru celebritate, un motiv pentru care te-ai făcut, de exemplu, și tu fotbalist? Probabil. E și asta un factor pentru cei care... pentru cei mici. Noi suntem modele, cum spuneam, pentru ei. Uite, vreau să ajung și eu fotbalist. Da. Da, tu ce idol aveai când erai mic? Steven Gerrard. Activează la Liverpool. Trebuie să ne detaliez un pic, că nu e chiar David Beckham, să știm mai mult. Da, e capitanul celor de la Liverpool. Și de ce îți plăcea, sau de ce era el pentru tine un idol? Am văzut spiritul de învingător în el. Țin minte, la televizor era finala Champions League contra celor de la AC Milan, iar cei de la AC Milan la pauză conduceau cu 3-0, iar prin golul lui Gerrard de 3-1, a dat semnalul că se poate câștiga, iar până la final Liverpool a câștigat finala la penaltiuri și de acolo a început să vezi cu adevărat spiritul fotbalului și spiritul de învingător. Da, un alt telespectator spune, oricât a jucat voi, dacă portarul e slab, pierdeți. Și acum poate nu se referea neapărat la portarul de la CSM Siget, dar în fotbal se spune că portarul e cel care apără poarta și practic decide victoria. Da, cam așa este, însă noi avem parte de unul dintre cei mai buni portari din seria asta și sunt sigur că dacă va prinde o zi proastă și el va primi 10 goluri, ne este coleg, ne este ca o familie și noi vom înscrie 11 goluri pentru a câștiga meciul. Bun, suntem la final, timpul ne presează deja. Eu vă mulțumesc pentru prezența astăzi în emisiune. Vă doresc succes la meci și, de ce nu, multă baftă, că ai nevoie și de puțină noroc și de baftă. Ce le-ați transmite suporterilor acum pe final?
îi chemați, bănuiesc, la meci, dar trebuie să le și promiteți ce facă, să vadă un meci, să spunem, cu adevărat decisiv cu FC Zalău, nu unul egal, cum s-a mai întâmplat. Să fie convinși că noi vom da totul pe teren pentru, pentru ei. Dorim să fie în număr cât mai mare la stadion, pentru că ei sunt al 12-lea jucător. Cum spune și Liviu, ei sunt puterea noastră, ei ne dă tot ce putem oferi noi pe teren și cu siguranță, dacă vor fi lângă noi, sigur vom face un meci foarte bun și sperăm și putem, suntem siguri 100% că vom câștiga acest meci. Mult succes, băieți! Așadar, hai CSM Sighet, vineri de la ora 17, vom încheia tot cu promo-ul pe care îl difuzăm și prin care, sigur, vă invităm și pe dumneavoastră, dragi telespectatori, să fiți acolo vineri pe stadionul Solovan din Sighetul Marmației, un meci decisiv cu FC Zalău, un meci în care sperăm ca luni, într-o nouă ediție a emisiunii Sighetul de azi, să putem spune felicitări CSM, victorie CSM. O seară frumoasă în continuare, la revedere! CSM Sighet joacă pentru victorie! CSM Sighet te invită vineri de la ora 17 pe stadionul municipal Solovan, unde va avea loc derbiul etapei. CSM Sighet vs. FC Zalău. CSM Sighet, echipa de fotbal cu care sighetenii de pretutindeni se pot mândri. Sunt Aciuc Alexandru și vă aștept vineri de la ora 17 să ne susțineți la meciul dintre CSM Sighet și FC Zalău. Sunt Eudian Teodor și vă așteptăm vineri la orele 17 să ne urmăriți în jocul de acasă cu FC Zalău. Hai CSM! Sighetul de azi, emisiunea care dezbate tot ce contează. Victor Ponta a fost în Dubai să-și refacă rezerva de praf de dat în ochii românilor. Așa am constatat astăzi, după atitudinea pe care a avut-o în Parlament și în fața camerelor de la vedere. Ce boul Apis când l-a dat jos de pe tron este un bou ca toți boi. Ați mai văzut-o pe doamna Eugenia Gorgea la Consiliul Județean în ultima vreme? V-ați întâlnit cu dânsa? E bine? Există și dânsa? E în regulă? Pe dânsa n-am văzut nici în campanie electorală. La ultima ședință de Consiliul Județean n-am văzut-o. Înțeles că are niște probleme de sănătate, mă rog, și vârsta probabil spune cuvântul. Dacă vă uitați, baronii locali pe care îi finanțează în continuare sunt doar PSD, sunt doar copiii lor. Da, aceștia sunt copiii pe care PSD-ul înțelege să țină aproape și în conturile cărora să vireze banii din bugetul statului. Vedeți cum este? Cum ar zice cineva din partidul nostru, asta e jocul democratic, nu? Da, bun. Îți recunosc pe Ion Iliescu din ce spuneți dumneavoastră. Poziția pe care o am, e un proverb chinezesc care spune că pe vârful muntelui vântul bate mai tare ca la poalele lui. Și acestui fapt se datorează acest parteneriat datorită faptului că eu sunt acceptat făcând parte din lumea lor și nu să se uite la mine ca la un simplu primar. Sighetul de azi, emisiunea care dezbate tot ce contează cu Gheorghe Paul Stanislo.